Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Învață să gătești ca în Indonezia. Sau da, da. Bucătăria italienească... Încotro. Exact. Mai mulți experți români în gastronomie, noi n-am semnat, deși am fi putut, dar pe noi nu ne-au întrebat, deci mai mulți... Nu mi se pare aiurea că nu ne întrebă nimic. Da, păi de ce? Mai mulți experți în gastronomie au transmis un protest gigantului Amazon, care e și foarte mare. Amazon, magazin online, nu? Gigantul uriaș. Da. Căruia îi cer să retragă de la vânzare mai multe lucrări despre bucătăria românească. Aceste cărți sunt calificate de ei drept fantasy. Spun că ar trebui mutate la categoria fantasy, nu la gastronomie. Adică știință și tehnică, fixe. Fantastic, da. În aceste lucrări apar diverse rețete dubioase, trecute ca rețete românești, în care de pilde scrie că ciorba rădăuțeană se face cu porc ușor de Guinea. Ce caterincă! Bă, că-s mai mici și intră mai ușor. Adică presupun că toată lumea știe cum arată un porc ușor de Guinea, e ca un hamster mai mare, grăsuș și foarte simpatic. Și eu nu cred că cineva poate să mănânce porcușor de Guinea, adică ți-e milă de el. Vezi că avem și noi porcușor de Ialomița, sunt un pic mai mari. Cum o să scrie, că ciorba rădăuțeană e făcută cu porcușor de Guinea? Știți cum fac porcușorii de Guinea? Știți ce drăguți sunt? Avem, uite cum fac porcușorii de Guinea. Ăștia sunt. Ei se bucură. Acum, uite, îi dă un pătrunjel în față. Ăsta. Și îl atrage în ciorbă. Ăsta, da. Ăsta cred că e panicat că a văzut rețeta de pe Amazon cu ciorbă cu porcușor de Guinea. Păi exista, uite acum mi-aduc aminte, exista o cârciumă în București și în urmă cu vreo 20 de ani. Ești de la porci. Nu sunt porci, sunt practic niște rozătoare. Și de șobolani. Da. Exista o cârciumă lângă Arcul de Triumf. Nu mai știu, cred că îi spunea chiar Triumf. Și aia avea un soi de temă chicio-folclorică, de asta știi, în care atârn de pereți polonice, tigăi, ștergare, da, roți, ștergare, orice prins, mai aveau niște cocoși împăiați pe acolo. Era Doina aia sau cum se cheamă? Era Doina, no. Era Triumf, era chiar lângă Arcul de Triumf. Ah, okay. Închis, e o ruină, nu știu de ce, păcat de el. Cătălin Botezatu se ocupa de cârciuma. Okay. Și acolo aveau un țarc, adică puteai să mănânci mâncare românească. Ok, mâncarea era în regulă. Dar avea un țarc, mi-aduc aminte, un țarc de vreo 6 metri pătrați, în care era o ciurdă de porcușori de Guinea. Vii, înțelegi? Erau, cred că, vreo 20-30 de porcușori de Guinea, cu tot cu puii lor. Deci se făceau vreo 40 de purceluși, care alergau în permanență când vedeau chelnerul că trece cu farfuria. Serios, se mutau ca un roi de pește așa pe lângă gard, pe lângă gardul țarcului, da, da, da. Și făceau piu, 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 toți alergând după chelner, pe care dezamăgiți se opreau, se întorceau la ale lor și când mai apărea câte un chelner, iar toți piu, piu, piu. Și acum îmi dau seama că poate cine știe acest autor de cărți de gastronomie românească... Da, era în cărciumul și mâncă o rădăuțeană. Poate el s-a inspirat, da. Adică... Știi, de ce ar fi ținut totuși o cărciumă porcușor de Guinea în cărciumă? Alături de cocoși împăiați și roți de căruță și alte lucruri de genul ăsta care să sugereze tradiții românești. Ce aveau porcușorii de Guinea cu tradiția românească gastronomică? Vreți să vă mai zic ce mai e în rețetele astea? În alte rețete tradiționale românești din aceste cărți apare pasta tartinabilă de tofu. Super tradițională. Am uitat să o întrebăm pe Julie dacă oroarea asta chiar există, Julie, vegană. Pastă tartinabilă de tofu. Există așa ceva? Păi, e un tofu păstoasă și... oricum, adică... Micii cu ceapă, ceva înspăimântător. Rețete tradiționale cu somon. Somon de la de Dâmbovița. Adevărat că somonul, da, și-a făcut loc ușor-ușor în... Vreau și o saramură de somon, da. Dacă se poate. Avem decât plachie. Da. Și sarmale cu năut. Știi că a încercat cineva să vândă... Să-ți depost. Eu nu cred că să... Năutul locuiește ce? Orezul sau carnea? Nu-mi dau seama. Carnea. A încercat cineva să-mi vândă odată sarmale cu bulgur în loc de orez. Erau totalmente necomestibile. Și rețetele acestea apar în diverse lucrări, cum ar fi, în traducere, carte de bucate românești, carte fundamentale de rețete românești sau carte de bucate a lui Dracula.
Deci cum să pui o carte, o rețetă cu pastă tartinabilă de tofu într-o carte de bucate pe care eu atribui lui Dracula? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.